Rotary Varana vine în întâmpinarea, să zic, inițiativei autorității publice locale și ne-a dotat această cameră senzorială pentru a desfășura cu toate instrumentele educaționale de care avem nevoie, pentru a ne desfășura activitatea în beneficiu acestor copii. Chiar dacă a fost anul educației, să zicem, pentru clubul dumneavoastră, faptul că noi am fost aleși cu acest proiect al dotării camerei senzoriale este o mare bucurie, pentru că știm că în școlile noastre poate sunt multe nevoi. Proiecte educaționale, fiecare are idei, dar faptul că ne-ați ales pe noi chiar a fost o bucurie și o onoare. Vă mulțumim și de asemenea vreau să spun că acest proiect sau acest parteneriat a luat naștere dintr-o idee, de la un telefon, și s-a concretizat foarte ușor. Adică mă gândesc cât de ușor se poate lucra, cât de ușor se poate colabora când pui suflet. În inaugurarea camerei senzoriale este nu doar un succes al nostru că am reușit să facem, dar este ceva care ține de suflet. Ne bucură foarte, foarte mult sufletul că am reușit să atragem și comunitatea și autoritățile locale de partea noastră și să facem acest proiect. Am înțeles de la doamna director că este un loc absolut special, un loc de care este absolut nevoie într-o școală care face educație pentru copiii cu probleme speciale. Dați-mi voie să mulțumesc și eu clubului Rotary Varana, pentru că pe lângă celelalte activități din anii anteriori, când au reabilitat și au dotat secții de la Spitalul Județean, au făcut mult bine acelor pacienți care erau cazați, să zicem, pentru o anumită perioadă în secțiile respective din spital, s-au gândit în acest an la acești copii cu dizabilități. Și nu pot să le mulțumesc decât nu numai în numele meu, cred că și al părinților care nu sunt prezenți acum aici în sală. Vă mulțumim, doamnă, și colegilor dumneavoastră pentru implicarea în educație, în primul rând, pentru că în educație trebuie să ne implicăm cu toții, indiferent de statut, indiferent de nivelul nostru de educație, de asemenea. Da? Iar acum putem privi că ne aducem și noi aportul, pentru că o deficiență probabil am avut-o noi, pentru că nu am executat aceste activități până acum. Da? Ei nu au parte de deficiențe. Și noi nu am știut cum să procedăm până în acest moment. Iar acest parteneriat sper să fie o rampă de lansare în tot ceea ce va urma de acum acolo, în educație, în sprijinul celor care cu adevărat au nevoie de noi. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim mult! Într-o mare familie a învățământului special, așa cum îmi place mie să spun, consider că deja sunteți și dumneavoastră niște oameni speciali care vă alăturați unei cauze nobile pentru care noi luptăm în fiecare zi. Luptăm pentru o șansă copiilor la integrare socială și să privim dizabilitatea ca pe o normalitate. Este un drum lung, este greu, dar alături de oameni ca dumneavoastră, cu siguranță că vom reuși să găsim așa un culoar bun și să găsim luminița aceea de la capăt. Pentru noi, cadrele didactice care lucrăm cu acești copii, este o șansă la plus valoare în educație, o șansă la terapii de cea mai bună calitate cu acești copii, care cu siguranță că vor reuși să audă, să vadă, să înțeleagă și mai ales să vorbească prin cadourile care dumneavoastră astăzi ne le-ați oferit. Deci ce vedem aici, toate sunt instrumente de lucru pentru
recuperarea copiilor pe diferite dizabilități. Și avem pe domenii de dezvoltare, pe cognitiv, pe vizual, pe auditiv, stimularea acestor simțuri pentru recuperarea copiilor. Și toate, fiecare din aceste materiale stimulează un simț și apoi copilul poate să interacționeze mai mult cu mediul. Că de fapt la tulburările grave, la tulburările pervazive de dezvoltare, aceasta este problema. Copilul nu poate operaționa cu informația venită din afară și a interacționa cu mediul. Și este o cameră mică, pentru că se lucrează pe grupuri mici, un copil, maxim doi. Este o cameră unde ei se simt în siguranță, unde este un mediu protector, familiar, și atunci recuperarea are loc mult mai ușor. De regulă, când au manifestări din astea explozive, o astfel de cameră îi liniștește foarte mult și atunci poți să lucrezi și poți să, terapeutul poate să lucreze efectiv pe problema pe care o are. Asta de aici, deasupra. Asta este și el tot un... îl băgăm și pe el în priză. Să fie cât mai colorat, cât mai mult... Deci au nevoie de stimularea tuturor simțurilor, fie că este psihomotricitate, cognitiv, vizual, auditiv și așa mai departe. Și poate fi folosită și pe chip, la fel arată. Acesta este colțul destinat zonei auditive. Sensibilitatea auditivă pentru copiii care vin la noi este diminuată sau uneori chiar lipsește. Și atunci trebuie stimulată. Pentru cei care au răsturi de auz, trebuie stimulată prin diferite obiecte pe care le avem aici, cum ar fi, de exemplu... Fiecare are o tonalitate. Fiecare are, este gama, are o tonalitate și în același timp vedeți că există și niște cifre și litere. Îi ajută să, și pentru mișcarea kinetică, pentru mișcare. Tot la fel, avem aici mingea cu sunete și culori, aici pentru fixarea atenției și concentrare, pentru că are și sunet, dar în același timp este și mișcare. Aici este senzorial, este foarte fin, pe aripioare există acest sunet, care la fel trebuie să-l distingă și zona din ce parte vine. Aici imită ploaia și în funcție de mișcare. Iar aici avem lupă care distorsionează imaginea, o mărește, o micșorează. O să vă arăt undeva unde este scris.
pe chipul meu figuri distractive. Dacă se vede. Eu m-am strâmbat un pic, pentru că asta o să facă și copiii noștri. Trecem în zona cognitivă. Zona de cunoaștere, de dezvoltarea abilităților de cunoaștere. Mulți dintre copiii care sunt la noi vin cu deficiențe în ceea ce privește chiar adaptarea la mediu. Și aici descoperim o multitudine de lucruri care îi ajută să se adapteze în mediul social. Pornind de la această perdea de biluțe care au aceleași dimensiuni, dar se poate mișca și creează senzația de fluiditate. Joculețe care sunt pe culori și de abilitate de a descoperi forma și dimensiunea. La fel, sunt cartonașe, carduri, care au înglobate anumite materiale în interior și în momentul când sunt pipăite, au diferite sunete sau consistență. Noi spunem macaronele anti-stres pentru că ne putem juca cu ele în diferite forme. Putem face așa sau ceea ce știm noi. De ce nu acesta? Cutia cu surprize. Există o cutie în care sunt două orificii. Mânuța copilului intră aici și de fiecare dată, elementul surpriză, scot câte un obiect și îl descriem în funcție de abilitățile lui. La fel, avem biluțe care se introduc, e o semi-încastrare, se introduc în aceste forme, pe culori, pe asocieri. La fel, un joc de încastrare cu animale. Descoperim animalele, imităm cum fac ele. Explorare cu sunet. Există acest cerc cu diferite forme și mișcări. Trebuie să descoperim biluțele cum circulă prin acest cerc în funcție de apăsare, împingere, rotire. Partea vizuală poate fi stimulată și cu aceste elemente pe care le vedeți. Acolo este un proiector cu CD-uri pe care le avem pe diferite teme. Teme care sunt din mediul înconjurător și social, ca să putem familiariza copilul cu aceste lucruri și adaptarea lui să se facă încât să ajungă la o autonomie parțială sau, dacă se poate, totală. Iarăși, pe mișcare, culoare, formă, toate aceste jucării din lemn, noi le preferăm din lemn pentru că au o altă consistență și pot fi folosite și pe o perioadă mai îndelungată și nu sunt nocive nici pentru copii. Aici avem trei oglinzi care, vedeți și dumneavoastră, deformează și atunci este ceva haios pentru copii. Ei sunt amuzați de aceste lucruri. Ne apropiem, ne depărtăm, se văd imaginile noastre din unghiuri diferite. Partea vizuală, și auziți aici că are și un anumit sunet, este pentru fixarea atenției și pentru concentrare. Luminile, mișcarea, îi ajută pe copii să se concentreze, în special cei cu sindrom hiperkinetic, au această mișcare continuă și de căutare. Având aceste elemente de lumină și de mișcare, îi ajutăm să se concentreze câteva minute, secunde, timpul crește, pe tema care vrem noi. Care va fi prima zi în care vor veni copiii să se joace aici? Cât de curând, deci de săptămâna viitoare este posibil. Și copiii vor fi organizați în grupe în funcție de problemele pe care le au sau cum? În școală există terapeuți și cei care lucrează
cu copiii de la clasă, pentru că, vedeți, spațiul este un pic mai micuț, vor aduce în funcție de dizabilitatea lor, 1-2 copii, poate chiar și 3 uneori, și vor fi dirijați spre aceste jucării care le vor dezvolta abilitățile.